Derbiul Superligii Serbiei l-a dus față în față pe Steaua Roșie și Partizan. A fost 2-2 scorul final în cel de-al 172-lea meci dintre cele două echipe. Partida a avut un final dramatic, deoarece alb-negri au încheiat cu un jucător mai puțin pe teren, din minutul 74. Partizan se menține pe primul loc în clasament cu 60 de puncte, în timp ce Steaua Roșie ocupă poziția a doua cu 59 de puncte.